O veste bună pentru șoferi. În comparație cu scumpirile aduse de noul an, prețul taxei de drum rămâne la fel ca în 2013. Anunțul a fost făcut săptămâna aceasta de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură, Dan Șova. Potrivit unui proiect de act normativ, rovineta ar fi urmat să fie majorată cu până la 60% pentru unele categorii de vehicule. Astfel, șoferii de autoturisme urmau să scoată din buzunar pentru rovinete valabile 7 zile 5 euro, pentru 30 de zile 10 euro și respectiv pentru 12 luni suma de 32 de euro cu TVA. Comparativ pentru aceeași perioadă de valabilitate, sumele achitate se ridică în prezent la 3, 7 și 28 de euro. În prezent, șoferii reghineni sunt conștiincioși și, în general, obișnuiesc să cumpere rovinetă pentru tot anul, mai ales dacă circulă în afara orașului. Pe un an de zile am luat. Fiecare an iau la un an de zile. N-am cumpărat. Nu prea umblu pe național, numai aici la Reghin. Păi, acum expiră, am cumpărat tot de anul trecut și până acum luna februarie. Obișnuiți să cumpărați pentru un an? Da, un an sau o jumătate. Fiecare an plătesc întotdeauna. Am până la jumătatea anului încă, octombrie încolo. Este încă. Atâta timp cât circulăm pe drumurile astea noastre, care acum sunt așa cum sunt, mai bune, mai rele. De regulă s-au mai îmbunătățit calitatea drumului. Șoferii au primit bucuroși vestea că în acest an taxa de drum rămâne neschimbată și consideră că scumpirea cu până la 60% ar fi fost exagerată. A rămas neschimbat prețul rovinetei pentru 2014, deși inițial se propunea scumpirea cu 60%. Dacă era atât de scumpă, ați mai fi cumpărat pentru un an? Amul depinde de buget. Depinde de buget, de bani. Mă, dacă trebuie, cumpăram pe un an de zile. Tot pe un an de zile, dar... Bine că nu s-a scumpit. Întotdeauna am plătit, că mai bine de să fii corect decât să te amendezi, să-ți dea talonul sau da amendă mare, mai bine plătești și un an de zile nu mai ai treabă. Ar fi bine că și stăraime mici, cum ai iarna, cam greu să plătim atâta. Cam mult. Atâta timp când se scumpește și carburantul și alte și alte, totuși cam mult, 60%. Depinde acum cât era de scumpă. Decât să iau în fiecare săptămână, mai bine o dată pe un an și mai ieftin atunci. Noul proiect de act normativ mai propune eliminarea perioadei de valabilitate de 90 de zile și adăugarea unui nou interval de 10 zile pentru autoturisme și pentru vehiculele de transport marfă cu masă totală mai mică sau egală cu 3,5 tone. Proiectul a fost pus în dezbatere publică în luna iulie a anului trecut.